Sistemul imunitar este cel mai complex dintre sistemele noastre, îndeplinind rolul unui echipament de apărare a sănătății organismului, respingând în fiecare zi milioane de amenințări. Desigur, condiția esențială este să-l menții într-o stare optimă de funcționare. Poți începe cu o alimentație bine aleasă, care să asigure în mod indirect susținerea imunitară. Conform helpnet.ro, ciupercile sunt recunoscute pentru conținutul lor scăzut în calorii și în grăsimi, dar și pentru bogăția substanțelor nutritive cu rol esențial asupra bunei funcționări a organismului. Zilnic, fructele și legumele de cel puțin trei culori aduc corpului aportul de substanțe esențiale pentru aprovizionarea optimă a sistemului imunitar, capabil să formeze astfel noi trupe de luptători. Nutrienții sunt cei care dau alimentelor aceste culori datorită pigmenților conținuți precum clorofila și carotenul. De exemplu, pigmenții din morcov ajută organismul să producă celule cu rol imunitar, le activează pe cele existente și stimulează producția de anticorpi. Importante sunt și fructele de mare. Acestea conțin din belșug zinc, seleniu și vitamina B12, dar și proteine cu un procent scăzut de grăsimi saturate consumul de alimente nesănătoase, antibioticele, alcoolul și drogurile distrug microbiota formată din bacteriile bune, având un impact negativ masiv asupra sistemului imunitar. Remediul îl reprezintă probioticele precum bacteriile lactice, microorganismele vii prezente în iaurt, însă important este ca iaurtul să fie cât mai natural, fără lapte praf reconstituit, arome, coloranți, fructe, agenții de îngroșare, zahăr sau alte zaharuri. De asemenea, niciun proces vital nu se poate desfășura fără apă, implicit nici funcționarea optimă a sistemului imunitar. În plus, stresul hidric, rezultat în urma deshidratării celulare, duce la producerea unor cantități mari de cortizol, hormon al stresului care influențează și el negativ sistemul imunitar. Prăjelile generează substanțe nocive precum dioxinele și acroleinele, care au un puternic efect inflamator distrugând într-un final celulele sistemului imunitar. De asemenea, pentru o mâncare sănătoasă, trebuie să alegi instrumentele potrivite. Indicate sunt cele din ceramică, teflon, sticlă, oțel inoxidabil, alimentar și fontă smălțuită, în timp ce dăunătoarele sunt cele din aluminiu, cupru, teflon de slabă calitate sau care au smalțul deteriorat. Nici gătitul sau încălzitul la microunde nu sunt metode indicate, deoarece distrug Odată cu evaporarea apei din alimente și nutrienții, atât de importanți pentru un organism sănătos, relatează healthnet.ro